Tot 10 alimente care îți protejează inima, legumele și fructele proaspete, oleaginoasele, peștele gras și uleiurile sănătoase, precum uleiul de măsline, uleiul de rapiță, uleiul de pește, toate sunt alimente care vă pot proteja inima. 1 legume proaspete de toate culorile, salata verde, spanac, rucola, andive, sparangel, roșii, ardei, castraveți, ridichi, guli, ceapă, brocoli, conopidă, dovlecel, ciuperci, varza albă roșie, varza de Bruxelles, cale, napi, vinete, morcov, țelină, sfeclă, alge, etc. Serviți întotdeauna o salată generoasă la mesele care conțin carne sau brânză, pentru a scade absorpția grăsimilor, cu cât mai multe culori în farfă cu atât mai mulți antioxidanți în dietă. 2. Cereale integrale, leguminoase babe fulgi sau tărâțe de grâu, ovăz, orz, crișcă, orez integral, paste integrale, fasole babe, neagră, roșie, pestriță, etc., linte, năut, soia babe, bogată în fibre, pe lângă scăderea colesterolului rău, ajută la îmbunătățirea tranzitului digestiv și la eliminarea constipației, consumați le doar dimineața cu lactate slabe și fructe sau la prânz cu o garnitură de legume, nu seara. 3 fructe proaspete sau uscate în special fructele de pădure și stafidele, afine, fragi, mure, zmeură, coacăze, căpșuni, măceșe, acai berry, macui, dude, mere, citrice, grape fruit, portocale, portocale roșii, struguri, prune, pepene mango, rodii, etc. Serviți fructele la micul dejun, ca gustări între mese, ori pe post de desert în loc de ceva dulce, pentru reenergizare. Atenție, toate fructele au zahăr, consumați-le înainte de ora 18, mai ales dacă vă doriți să scadeți în greutate 4. Semințe, oleaginoase semințe de in, susan, mei, alune, nuci, migdale, avocado, pot constitui gustări excelente care taie foamea, dar, atenție la cantitate, au peste 500 calorii 100 de grame g, alegeți-le întotdeauna crude, pentru că prin prăjire își pierd toate grăsimile bune și devin chiar nocive. 5. Lactate de și lacte vegetal lapte, iaurt, kefir, sana, brânză de 3% grasime, lapte de soia, lapte de migdale, lapte de urez, etc. Constituie o sursă bună de proteină de calitate și calciu, cu puține calorii, se potrivesc la orice masă principală și la gustări, pentru că taie foamea 6. Peștele gras somon, cod, ton, păstruăv, macrou, etc., fructe de mare. Conține acizi gras și omega 3 care protejează inima. Consumați minimum două porții de 125 grame pe săptămână, alături de o salată generoasă 7. Ulei de măsline extra virgin, de semințe de in, de struguri, de rapiță, nu prăjiți în ulei, adăugați-l pe cât posibil la finalul preparării mâncării, pentru a-i păstra proprietățile curative. Atenție la cantitate! O lingură de ulei, de orice tip, are 100 de calorii. 8. Cacao, boabe sau pupra cu grăsime redusă, cafea, consumați ciocolată neagră la gustări, dar atenție la cantitate, în îngrașă la fel de mult ca și ciocolata cu lapte, consumați cafea cu moderație, mai ales dacă aveți probleme cu tensiunea arterială nouă. Ceai, hibiscus, ceai verde, negru, lemn bulce, vin roșu, beți ceaiurile de preferat neîndulcite. Excesul de zahăr sau miere nu este indicat. Se recomandă ocazional 125 de ml mele vin roșu pe zi. Atenție nu femeilor predispuse la cancer de sân. 10. Condimente din plinul sturoi, ghimbir, turmanic, nucșoară, șofran, cari, ardei iute, chili, cuișoare, piper, muștar babe, schinduf, chimen, oregano, rozmarin, cimbru, busuioc, scortișoară, etc. Înlocuiți sarea din mâncare cu condimente aromate obișnuiți-vă să dați gust mâncării din condimente aromate, nu din ulei, prăjeară și carne grasă. Ei bine iubiții mei, oferiți organismului nutrienții necesari unei funcționări optime. Rămâneți sănătoși! Abonați-vă, apreciați și distribuiți canalul. Nu uitați că cea mai valoroasă comoară oferită de providență, este sănătatea, nu vă bateți joc de ea dragii mei, numai bine!